Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. După cum prea bine știți, numele meu este Rojin și sunt înnebunită după tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Ce avem noi astăzi aici? Da? Fix ca în BD Ce avem noi aici? Ei bine, noi aici astăzi avem un mare, 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 foarte mare colet O comandă ce am plasat-o pe site-ul celor de la parfumas.ro Pentru că nu știu dacă ați mai vizitat site-ul, însă au noutăți Au noutăți Zimaia, au noutăți Afnan și tot discutând eu cu doamnele mele, pentru că acum vom vorbi, în clipul de astăzi vom vorbi despre o comandă premeditată, cum spun eu, deoarece am discutat și am răzdiscutat cu doamna Adriana, Izabela, doamna Grațiela și nu în ultimul rând doamna Eni. Am făcut noi o Clacă, cum spun eu, o șezătoare în privat și toate am discutat despre noutățile de pe site-ul celor de la Parfumas. Ce este, cum este, Adriana mea scumpă și dragă a băgat bățul prin gard, cum spun eu, și m-a întărătat să comand un parfum. Ce am făcut? De ce filmez atât de greu acest video? Ei bine, coletul l am în casă de vreo 4 zile, da? Pe undeva pe acolo. Însă, după ce am plasat comanda, mi-am dat seama că am uitat să comand parfumul ce mi l-a recomandat Adriana. Așadar, am dat un e-mail și am rezolvat, mi s-a pus, am plasat comanda și pentru acel parfum. Și acum avem totul aici. Lom arma albă și vom procede la deschiderea coletului. Nu știu cum sunteți voi dar de fapt știu cum sunteți voi că și Adriana și Isabela, cel puțin mi-a zis nu știu cum stai cu coletul acela în casă de patru zile deschide -l. Nu vreau să-l deschid aici cu voi să discutăm despre ce și cu. Și coletul, ca de obicei, a venit așa. Bine ambalat, facturici, tot ce trebuie. Și vom începe. Oi, oi, oi. Vom începe cu parfumul care Adriana mi-a spus. Nu trebuie să-l ai, trebuie să-l ai, trebuie să-l ai. Știind uh, istoria cu acest ADN, deoarece vom vorbi despre un parfum inspirat dintr-un parfum de designer. Uh, am avut varianta originală acum 3 ani de zile, dacă nu mă înșel, și pur și simplu, cum spun eu, nu am putut cu ea. Și am dat-o mai departe, dar Adriana a spus nu, ia parfumul acesta. Și parfumul acesta se numește Susan, vine de la Al Rehab, după cum prea bine știți, nu avem acel celofan, acea folie de protecție. Și da, este inspirat din amarij de la Givenchy. Haide, ești tu de aici să te prezentăm. Sticluța vine așa, cum de fapt sunt toate cele de la Al Rehab în varianta de 50 de ml, deoarece avem și cealaltă formă. Pentru varianta de 35 de mililitri. Și să vorbim puțin despre, înainte să-l testăm. Al Rehab Susan Eau de Parfum, 50 de mililitri, țineți-vă bine, 35 de lei. Parfum feminin, exotic, floral, un mix de citrice și fructe cu note delicate de mimoză, tuberoză, gardenie și nota de bază dulce, lemnoasă de mosc lem de santal, vanilie, ambră, boabe tonca și lem de cedru sau, cum spun eu, amariș de la Givenchy, varianta de buget. Avem aici uh, borcanelul meu improvizat cu bloterele mele improvizate <laughs> și să vedem ce avem noi aici. Mai aveam puțin și îmi și în gură. Atomiz Atomizoarele casei ale Rehab sunt, v-am mai spus eu, pentru 35 de lei. Eu nu înțeleg cum, cum produc oamenii aceștia parfumuri, deoarece numai atomizorul în sine presupun că ar costa mai mult decât 35 de lei. Vai de mine, din nou, revenim la vai de mine. este acel parfum cu tuberoză din plin, dar o tuberoză frumoasă, nu este acea tuberoză băbească, cum îi spun eu. O gardenie cremoasă, are o notă de cremozitate. O combinație florală, dar totodată are un aer luxos, are un aer de, uh, de bani, cum spun eu. Este acea combinație uh, feminină, cochetă, dar totodată are un aer nostalgic. Și când spun are un aer nostalgic, nu mă refer, uh, nu vorbesc de latura aceea vintage, nu-l nu văd din categoria de parfumuri vintage. Dacă cu originalul nu m-am putut împrieteni, deoarece mi-aduc foarte bine aminte că eu resimțeam um, acel iz nostalgic într-o cantitate mai mare, ei bine, în Susan uh, se merge pe același ADN de a de la Givenchy, însă tenta aceea nostalgică um, nu este într-o cantitate atât de mare precum în varianta originală consider că este genul de parfum, genul de ADN pe care îl poți aprecia la adevărata sa valoare atunci când oarecum ajungi la o maturitate olfactivă. De ce spun asta? Din nou mă repet, acum trei ani de zile am avut amarij originalul și eram uuuu, nu, nu. Ei bine, acum acest Susan îmi place, și chiar îl văd uh, purtabil, cum spun eu. Da, mă văd purtând Susan, uh, cu siguranță mă veți vedea cu el, mă veți vedea cu el pe Instagram. Da? Unde pozez eu, filmez eu parfumele și așa mai departe, dar și pe TikTok. Că nu v-am zis niciodată de TikTok. Da. Și consider că este acel floral tomnatic. Îl văd purtabil, nu știu, de zi cu zi, acel uh, easy rich tomnatic, da? că tot vine toamna și acum va fi abundență de parfumuri cu iz de toamnă, parfumuri de toamnă și așa mai departe. Da, Susan este acel floral tomnatic. Îl lăsăm puțin să vedem cum evoluează și să trecem la noutăți, da? voi începe cu... Dar ce prezentare! Haideți să vă arăt și vouă să nu vă mai fierb. Grandeur, grandeur de la Zimaia, care vine așa. Acest parfum a fost dezbătut și mega dezbătut de mine, Isabela și Adriana, în mod special pentru că noi stăteam și ne gândeam în baza notelor oare ar merge către Jean-Paul Gaultier Divin, noua sa creație. Cu toate că fiind o creație mai nouă, dar vedem ce și cum ne spune. Foarte tare mi se pare prezentarea. Foarte, foarte tare și sticla e foarte frumoasă. Da? Haideți să o scoatem de aici. E genul acela de sticlă, cum vă spun eu mereu, ganteră. Da? Este o sticlă masivă, o sticlă foarte bine lucrată. Genul acela de lingou. Bun, haideți să vedem ce se întâmplă cu acest grandeur. Zimaia Grandeur, apă de parfum 100 ml, 89 de lei, parfum unisex oriental. Și avem note de vârf, vanilie, trandafir și sare. Note de mijloc, ozon, ambră, trandafir. Iar în bază avem praline, paciuli și vanilie. După cum prea bine știți, dacă mă urmăriți, praline în bază, hop în coș cu tine! Uh, cu toate că, în afară de treaba cu praline în bază, m-a intrigat uh, combinația de uh, sare și ozon. Dar, haideți să vedem ce ne spune nou Grandeur. Atomizor din nou foarte fain. Mm, da. Unisex. Nu, nu merge în zona uh, Jean Paul Gaultier Divin, cel puțin acum în deschidere. Mă duce mai degrabă și mă duce foarte mult într un mix de parfumuri. Și vorbim aici de un mix între Roses Vanil și lextaz de la Nina Ricci Vorbim aici de acea combinație de trandafir, Da, văd că este și în, și în vârf și în, și în notele de mijloc Se simte un acord ozonic, dar în ce sens? Este ca și cum ai lua, nu știu ca și cum te-a fi la munte, undeva la o altitudine uh, ridicată și ați văzut, e senzația aceea de aer proaspăt, uh, rece, care pur și simplu te izbește, fără a avea, um, fără a avea acel iz metalic. Da? Ca o paralelă, aș de la latafa. Are aceeași, același mix de uh, trandafir și ceva dulce pe acolo, și note uh, ozonice, dar acolo este un iz metalic de toată frumusețea. Eu nu am putut cu ajutor de la latafa sub nicio formă. Dar nu. Acest grandeur, da. Pe măsură ce uh, se dezvoltă, mă duce de fapt, nu mă duce mai mult în roză vanil. Rămâne pe aceeași chestie de mix. E ca și cum mai face... Stați, gata! Este ca și cum mai face layering între roză vanil și lextaz de la Nina Ricci. Da? Pur și simplu așa se resimte acest grandeur. Însă, nota aceea ozonică îl duce pe linia total unisex. Eu în acel puțin nu aș vedea un bărbat purtând L'Extase de la Nina Ricci. Dar cei de la Zimaia s-au gândit să pună și acea notă ozonică și astfel, într-adevăr, parfumul merge pe linia unisex. Chiar este un unisex. Un trandafir ușor afumat, nu știu de unde. Eu mă uit la note acum, da? Deci nu știu de unde vine tenta aceasta. Dar nu este afumatul acela greu, nu. Este ceva ușor de plăcut, ceva din nou quiz, tomnatic, ceva ce poate fi purtat cu siguranță de un el și o E. Da? Categoric. Nu înclinăm sub nicio formă mai mult către niciunul din cele două genuri. Îl lăsăm și pe acesta puțin tel puțin tel și voi trece la un parfum care atât l-am dezbătut cu doamna Grațiela, deci eram, oricum, l-am dezbătut în ce sens? Amândouă îl vedeam uh, a merge într-o anumită zonă, într-o zonă de nișă, dar vorbim despre, și acum să vedem cum voi pronunța, Ujud, Vujud, tot de la Zimaia, tot un parfum nou pe site-ul celor de la Parfumas. Un parfum ce atât mie cât și doamnei Grațiela ne-a măcinat creierul. Avem genul acela de folie ambițioasă, cum îi spun eu. Greu de dat jos, nu greu de ucis. Și să vedem cum deschidem. Vai, vai, stați că m-am luminat. Deci el vine așa, da? Și îl deschidem. Fac o prostie? Nu fac. Îl deschidem așa pe acesta. Da? Haideți să vedem. Vai! O sticlă mult mai grea. Foarte grea. Ce detaliu. Ok. Haideți că deja sunt cucerită. Da, mie îmi plac pietricelele, zorzonelele și așa mai departe. O sticlă foarte, foarte grea. E genul de sincer. Am impresia că are un kilogram sticla asta. Bun. Haideți să vedem ce ne spune acest parfum. Parfum unisex oriental, note de vârf vanilie, piper negru, elemi, note de mijloc olibanum, șofran și mosc, iar în baza avem ambră și vanilie. Și să vedem dacă eu și doamna Grațiela, în baza notelor, deci haide să ne înțelegem, nu știu cât de, de fapt nu știu cât de înțeleasă m-am făcut eu, însă când spun că am dezbătut aceste parfumuri, le-am dezbătut fix în baza notelor, ajutate fiind de uh, Sfânta Fragrantica. <laughs> Și să vedem dacă noi ne-am gândit bine. Bun, bun. Doamna Grație l-a plasat comanda, nu ne-am înșelat. Deschidere bombă bombă acea deschidere uh, ușor spicy uh, foarte foarte tare uh, ușor afumată este acel alt fel de miros pentru că în fond și la urma urmei de fapt termenul de nișă. Cam asta înseamnă uh, parfumuri și arome în general uh, pentru o anumită categorie de persoane. Da? Deci nu este acel uh, parfum mainstream, ușor de plăcut, uh, plăcut de oricine și așa mai departe. Nu. Vorbim de, Doamne, cum e, de altfel de mirosuri. Din start vă spun, acest vujud, ujud, nu este un parfum care e una, mi-aș permite să-l recomand unui începător în ale parfumeriei. Nu, categoric nu. Este acea vanilie unisex unică. Acum s-a așezat. Cea mai sexy vanilie versatilă. O dulceață superbă, Ușoară dar vibrantă totodată, e ceva ca o aură, da? Deci pur și simplu te simți înconjurat ca o aură de această aromă, de această vanilie. E vanilia la uh, boss level, da, cel mai înalt nivel. Categoric o aromă toamnă-iarnă, genul acela de aromă ușor narcotică. E genul acela ce um, ce înseamnă la mine aromă narcotică. Genul acela de aromă care îți place, uh, te atrage, te hipnotizează, creează dependență, vrei să o simți în permanență și uh, îți face filme, da? Pentru că nu vreți să știți câte imagini mi-a zugrăvit acest ADN olfactiv. E acea aromă ce creează dependență, acea aromă complexă care cu siguranță nu este pentru toată lumea. Și ca să nu vă mai țin în suspans, este acel baby cat de la ISL fără, fără fix acea notă care mie îmi displace în original. Și într o clonă pe care eu o am și am testat-o. Și voi purta acest uh, parfum pentru că da, categoric, acum este momentul lui. De fapt, acest parfum Momentul lui este de acum până în primăvară, dacă mă întrebați pe mine. Um, și voi face un uh, clip versus. Pentru că este acel baby cat fără nota aceea de piele căreia eu nu i-am înțeles rostul în Baby Cat. Dacă Baby Cat ar fi cum este acum și s-ar scoate nota de piele, da, aș plăti prețul pe care îl are. Însă, de ce să nu mă bucur de această variantă de Baby Cat care vine de la Zimaia, total unisex, cu siguranță soțul meu voi avea ceva discuții cu el în privința acestui parfum, însă avem 100 de mililitri. Da, este acel baby cat mult mai sexy, dacă m-ați întrebat pe mine. Nota aceea de piele, nu știu, îi confera, nu știu, îi dădea un aer care mie, nu, greu, greu. Însă Ujud... Este fix ceea ce trebuie. Din nou vă spun, nu este un, sa un safe blind buy dacă sunteți uh, la început de drum cu parfumeria Middle Eastern. Dacă până acum ați folosit strict parfumuri de designer, nu, nu. Însă, dacă sunteți în zona parfumurilor de nișă sau dacă sunteți. Uh, obișnuiți, acomodați cu acele parfumuri arăbești um, cu coloană vertebrală, da, Ujud Blind Buy. Blind Buy pentru că oricum presimt că stocul se va epuiza cât de curând. E super șmecher. Super, super, super. Este fix ceea ce trebuie. Te lăsăm și pe tine aici puțin să vedem ce ne mai spui tu mai târziu. Și vreau să trec la mai am două. Dar voi trece la un ulei parfumat, pentru că, da, nicio comandă fără uleiuri și esențe. Uh, o nouă lansare de la Casa Afnan și vorbim aici despre Romana. Ea vine în această cutiuță. Îmi place combinația de violet imperial, violet regal și auriu. A, ah, cât de tare, stați să vedeți. Sunt oarecum două cutii, nu știu cum să spun. E o chestie. Uh, cutia aceasta, mov, dată este separată, iar aici avem uh, da? o altă parte din ambalaj, un alt carton, un alt, că nu găsesc cuvintele, și să vedem sticluța bijuterie, pentru că pe site mea, a Doamne! Vreau să vă spun că pe site mi-a luat mințile. Deci deja mă gândesc cum să o pozez și cum să o filmez pentru că ea vine așa. Da? Este aurie, nu este auriul acela chicios Și aici avem niște uh, pietricele, niște ornamente violet Iar sticla în sine este și ea de culoare violet Deci nu știu cum uh, reușesc omuleții aceștia să scoată bijuteriile acestea de sticluțe nu, din start eu sunt vândută numai după cum arată sticla. Vândută, cum se spune, I'm sold, da? Ok. Romana, 20 de mililitri, Afnan, la 75 de lei. Parfum feminin oriental, parfumul prezintă note citrice, note florale și mosc. Acum, la cum arată sticluța și la cum vine ea ambalată, din nou, dacă aveți de făcut un uh, cadou și știți că persoana respectivă iubește esențele, uh, iubește uh, sticluțele acestea bijuterie, de fapt, este fix ceea ce trebuie. Și pentru 75 de lei, hai să fim serioși. Bun, să vedem ce ne spune nouă Romana același aplicator bețișor de sticlă. Haide, stai tu aici, bem puțin apă. Și acum să vedem. Și acum să vedem că oricum, deci tot, toată sufrageria, da, ca să nu, tot livingul, toată sufrageria miroase a ujud, da? Sincer vă spun, deci e genul acela de parfum Beast Mode cu siguranță, ținând cont din nou de faptul că nu este macerat, da? Este prima testare. Revenim la romana. Vai de mine! Nu, nu! Acea aromă floral dulceagă, da? Nu este... Um, cum să vă zic eu, nu este floralul acela fresh, este un floral cu tente dulci. Moscul, zic eu, că i-ar da acordul acesta, foarte, foarte fain. Încă ceva să nu uit, că știți că pe mine mai ia flama repede, mă ia valul, nu are absolut nimic middle lister. Deci pur și simplu este, chiar dacă sticluța vine așa, da? Este fix um, acea aromă de designer, este fix acea aromă, um, cum de altfel, cu toate că nu este tema clipului, sunt cam toate noutățile de la designer din ultimul timp. Noutăți despre care eu v-am mai vorbit, că nu mersi, stați acolo, am variantele mele middle eastern care au și coloană vertebrală, au și ceva de spus și de ce nu... De ce nu? Să lăsăm snobismul deoparte, și toate cele sunt și mai accesibile. Dar da. Romana este genul de parfum, genul de aromă feminină, delicată, dar prezentă, da? Când spun delicată, nu vă gândiți la acea aromă care acum o simți, după 20 de minute nu o mai simți. Nu. Este delicată, este aerul acela de femeie, da? aerul acela feminin, dar foarte, foarte pronunțat. Da? Este acolo. Cu siguranță va fi o bază excepțională uh, pentru layering. Este genul de aromă all season, nu are ceva mai pronunțat, adică nu are un acord sau o notă care m-ar determina să spun este în zona primăvară-vară sau este în zona toamnă-iarnă. Nu. Mixul, rețeta, compoziția, da? Este foarte, foarte, foarte bine lucrată, cum spun eu. Adică m-aș vedea purtând romana ca de obicei pe lungimea părului și pe deasupra să mă dau cu absolut orice alt ADN, orice alt parfum, că este el middle Eastern, că este el de designer sau că este el de nișă. Și dacă ar fi să lucrez înconjurată de oameni, ca să spun așa, nu știu, la birou, într-o corporație sau ceva de genul, cu siguranță nu aș deranja purtând romana, dar totodată are acel ceva care ar aduce complimente. Foarte, 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 da? 10 din 10, cum spun eu, începând cu felul în care arată. Cred că este cea mai frumoasă dintre sticluțele mele. Știți că spun asta acum și în momentul în care închid filmarea și merg să pun la praftul meu cu parfumuri toate minunățile de azi, o să-mi iau din nou bebelușii, cum îi spun eu, și o să mă uit la fiecare sticluță și o să spun, Doamne, cât de frumoasă ești! Dar foarte fain! Romana foarte fain! Um, mai am uleiuri. Am două uleiuri primite de la Izabela. Am alte uleiuri achiziționate de pe, tot de pe site-ul celor de la Parfumas, de la Afnan, și știu sigur că Afnan, ca de obicei, nu se joacă când e vorba de performanțe, indiferent că vorbim despre uh, atar-slash ulei-slash ulei, /ulei, /ulei parfumat-slash esență sau despre parfumuri în sine. Acum, acum, când totdeauna trebuie să las la final, sunt acea masochistă care se chinuie singură, în afara faptului că, din nou, vă spun, patru zile am stat cu coletul ca să-l deschid acum. Am lăsat la final un parfum pe care eu mi-l doream extrem de mult, dar extrem, extrem de mult. Uh, am avut mostră. Vă las aici videoclipul, nu mai știu acum cât timp în urmă. Am avut mostra din el și am fost, trebuie să-l am, trebuie să-l am, trebuie să-l am. Ei bine, când a venit momentul să-l am, nu a mai fost pe stoc, dar acum este din nou pe stoc și pentru că l-am și pe unul din frățiorii săi, deoarece face parte dintr-o colecție de trei parfumuri, iar eu am uh, Musk a venit momentul pentru Embery Time. Da. Acea cutie care v-am mai spus eu și la musctic este mai mare decât capul meu. Afnan, 80 ml, extract de parfum. Dacă musctic, în opinia mea, din nou, este cum v-am zăpăcit eu cu el în atâtea videoclipuri, șeful la mosc. Și acel parfum One Man Show din toată, dar absolut toată colecția mea de parfumuri din latura Middle Eastern, Musk Tick, este ceva fără de care eu nu vreau să trăiesc. Nu, sper că nu se va discontinua niciodată. Știu că și Mihaela, dacă, te, dacă mă vezi acum, te îmbrățișez din suflet, te pup cu mare, mare drag. Știu că și Mihaela și-a comandat Mask Tic și a fost. A spus că ea greu și uh, cei drept, voi mă vedeți pe mine tot timpul entuziasmat în clipuri, la unboxing-uri. Însă, nu toate parfumurile îmi plac. Da? E logic și eu sunt om, nu toate îmi plac. Însă, la fel a spus și Mihaela, de fapt, aici vreau eu să ajung că pe ea greu o cucerește un parfum de la primul nas, cum spun eu. Și da, mask tick a fost senzație pentru ea. Dar să revenim la acest Embery Time și vă spuneam eu că dacă mask tick este acel, de, acel gen de parfum uh, cam all Season, eu una l-aș purta All Season, Embery Time este acel parfum care merge purtat fix de acum, din acest moment. E genul acela, tranziție vară-toamnă, toamnă-iarnă, iarnă-primăvară, cu siguranță. Din nou, aceeași prezentare de ultra, mega, hiper, excepție, acel claci imens, iar Embery Time tronează cu mințel aici. Doamne, i da pupici și la strângem strânge în brațe. Pentru că nu mai eu știu cât l-am așteptat să revină pe stoc. Și să vorbim cum să-l țin. Hai să-l țin așa. Parfum unisex oriental. Note de vârf. Ambră, scorțișoară, boabe tonca. Note de mijloc. Șofran, iasomie, vanilie. Iar în bază avem ambră, cenușie, lem de cedru, lem de santal. Și Astăzi din nou m-am chinuit, nu m-am parfumat cu nimic, ca să vedem ce și cum, unde aici am dat romana, hai să dau embery time aici, pe piele. Pentru că da, nu e blotter cum e pielea, hmm. același atomizor, bun. spicy, dulce, ambrat, oarecum pudrat. E și credeți-mă că la capitolul performanțe, adică eu nu aberez aici, Mihaela vă poate scrie în comentarii ce poate mastic și la fel poate și embery Time, deoarece, mă repet, am avut mostră și am înnebunit. Un gurmand sexy, classy, catifelat. Nu este, nu este acel gurmand lipicios, cum se spune. Nu este acel gurmand care îți poate cauza migrene. Nu, nici pe departe. Și pentru mine. Exact cum v-am spus atunci la acel unboxing, în acel video unde am primit mostra pentru acesta și pentru mastic, pentru mine, Embery Time, vedeți ce înseamnă? Vă spuneam la momentul respectiv că Embery Time pentru mine este o combinație între Bacara Extract și Milk Plus de la Commodity. Uh, nu a Milk plus Commodity. Am avut ocazia să-l testez la, la cineva și mi-a plăcut mega, mega mult. Ei bine, în momentul de față, Embery Time mă duce foarte mult înspre Angels Share de la Killian, însă nu este acel uh, coniac in your face. Precum Angel's Share, nu este acea plăcintă de mere precum Angel's Share, are uh, are gurmandul acela. Dacă ați testat sau dacă aveți Angel's Share sau măcar vreuna din clonele sale din categoria cele reușite, pentru că nu toate parfumurile sunt reușite, după cum prea bine v-am spus. Um, Puteți observa faptul că există un acord gurmand acolo. E ceva delicios. E ceva altfel de gurmand, cum spun eu de fiecare dată. Este fix partea aceea de plăcintă, dar fără nota de măr, fără măr în compoziție și totodată nu are Um, acea notă de coniac din Angel's Share. Deci nu are absolut nimic. Dacă vă deranjează coniacul din Angel's Share sau dacă vă deranjează combinația de um, măr și coniac din Angel's Share, uh, Afnan Edict Embery Time este fix ceea ce vă trebuie. Fix ceea ce vă trebuie. Are atingerea aceea, e mixul acela între partea gurmandă din Angel's Share și partea gurmandă din Milk Plus Commodity. Categoric unisex, categoric, categoric, din nou un parfum exact ca și frățiorul său, Musk care merge pe linie dreaptă. Nu înclină mai mult nici în dreapta, nici în stânga. Nu, el merge pe linia lui, este strict, strict unisex, unisex prin definiție. Și da, este acel parfum, din nou, fix pentru uh, tranziția vară-toamnă, fix pentru toamnă-iarnă, iarnă-primăvară. Uh, îl văd purtat seara, îl văd. De ce nu parfum de clubbing? De ce nu parfum pentru o întâlnire, dar neapărat seara? Nu, adică eu una nu m-aș cu Embery Time să-mi iau curdul meu de mână și hai să mergem în parc ziua în amiaza mare. Nu, nu. Este genul acela de parfum care, din nou, exact ca și frățiorul său mask îți, dă o, îți conferă o prestanță anume, da? Îți... Uh... Doamne, doamne, doamne. Bine că a revenit în stoc și bine că am pus mâna pe el. Atât pot spune, da? Îmi dă aceeași stare uh, power, aceeași putere, aceeași. Uh, nu știu, mă face să mă simt mai sigură pe mine, mă face să fiu altfel, da? E chestia aceea de self esteem stima de sine. Um, te face să fii altfel, te face să fii. nu știu, It's, e genul de parfum care te transpune într-o stare de spirit mult mai bună. Foarte, foarte fain. Foarte fain. Șofranul. Că aveam unde aveam. Note de mijloc șofran. Nu vă gândiți la acel uh, gurmand tipic middle eastern cu șofran, cardamom sau mai știu eu ce alte condimente. Nu. Șofranul de aici este într-o cantitate infimă. Este, cum spun eu mereu, o atingere. Nu este presărat acolo, nu este pus acolo. Nu. Este mai degrabă o atingere. Dar e genul acela plin de uh, senzualitate, plin de. nu știu. Altceva, altceva. Bun. Îl lăsăm și pe el și vom trece. Ne am pus eu, nu m-am organizat eu cum trebuie aici, cu claciul și cu toate cele. Și să trecem la monstre, care ele vin în număr de 3. Și să vedem ce avem aici. O, oh, oh, oh. Știți proverbul acela la barza chiar îi face Dumnezeu cuib? Cam așa și eu. Am primit pentru testare, da? Pe post de mostre, până la urma urmei, că știți și voi, toată lumea, când plasați o comandă pe parfum, să aveți și mostre. Am noutățile și anume de la Ecos Solaris Angel. O să vă las aici ca de obicei. din nou, Solaris Angel l-am dezbătut împreună cu doamnele mele la, Eni, Adriana, Izabela, deci eram acolo, cum o fi, ce o fi, hai să vedem notele astea unde te duc, hai să vorbim și despre note. Avem note de vârf, somie, vanilie, mosc, note de mijloc, sare, lăcrămioare, și da, obsesia mea cu lăcrămioarele, ilang, ilang, iar în bază, mandarină, lemn de santal și mosc. Hai să vedem ce ne spune. Pentru că dacă ne spune, nu vreau să spun cuvântul comandă. Oh. Suntem într-o uh, zonă de designer, din nou. Combinația de sare și lăcrămioare, deci nu știu, cu toate că uh, sarea și lăcrămioarele se regăseau în notele de mijloc, pe mine mă izbește această combinație de sare și lăcrămioare. Mă așteptam sinceră să, fiu, uh, să fie ceva mult mai dulce, da? Însă nu, este foarte, foarte bine balansat, foarte bine echilibrat, foarte foarte bine lucrat, cum spun eu Un floral nu ambrat Mă derutează nota de sare, ca să înțelegeți de ce am aceste pauze, da? Nu știu unde să-l clasez, dar este acel floral, oarecum fructat, genul acela de parfum vesel, fără a fi jovial, fără. nu, fără a fi jovial, am înnebunit. Vesel, jovial, fără a fi juvenil, vroiam să spun. Din nou, un parfum all-season. Nu, nu-l pot asocia. Momentan de asta uh, nu-l pot asocia cu ceva, însă nu are absolut nimic din zona middle Eastern, dar absolut nimic. Și mixul acesta de lăcrămioare și sare, pur și simplu, e genul acela de parfum care te face să zâmbești, da? E o să vi se pară ciudat, însă eu am și altă categorie de parfumuri. Parfumurile mele dark depresive sau parfumurile mele vesele. Ei bine, Ecos Solaris Angel face parte din categoria de parfumuri vesele. E genul de parfum ce poate fi purtat cu ușurință, nu ți impune un anume dress code, o anume ținută, nu. Îl poți purta la birou îl poți purta uf, când mergi la cumpărături, îl poți purta oriunde, oricând. Vai! Foarte, foarte bine, sau cel puțin eu testând pe blotter, da? Eu testând pe blotăr acest parfum, resimt foarte, foarte bine și foarte frumos nota aceea de lăcrămioare. Și sunt acele lăcrămioare... Uh, înflorite, nu este acea notă, acel acord verde de lăcrămioară, da? E acea lăcrămioară dulceagă, ca să mă exprim eu așa. Pur și simplu lăcrămioara înflorită. Dar foarte, foarte fain. Foarte fain. Și nu, nu îl pot asemăna în momentul de față cu niciun parfum, dar din nou vă zăpăcesc, nu are absolut nimic Middle Eastern în în compoziție. Nu este nimic care să te ducă cu gândul frate porțiunea răbesc. Nu. Genul acela de uh, aromă mainstream, genul acela de parfum de designer, ușor de plăcut și de purtat oriunde, oricând, de oricine. Sau acel parfum fără vârstă, cum spun eu. Bun, trecem la urmă Te vreau pe tine. Te vreau pe tine. Și anume Ecosolaris Divin, Divine, da? Acest parfum, unde? Nu știam unde am pus blotărele Eu și doamna Grațiela chiar ne gândeam, chiar vorbeam pe Messenger, oare va fi acel Cheirosa, Ceirosa 62? Da, îl testam și nu vă spuneam notele. Ca să înțelegeți de ce noi dezbăteam firul în patru, despicam firul în patru. Pentru că aici avem în note de vârf heliotrop, orhidee, mandarină, în mijloc vanilie, gurmand, iar în bază, mosc și lemn de santal. Ne gândeam noi să fie Chei rosa, rosa 62, să fie alt parfum de la uh, Laura Mercier. Doamne! Dulce, dar nu gurmand. Doamne, cât de bine miroase! Personal, îmi place mult mai mult Divine decât Angel, și acela îmi place, însă Divine merge mult mai mult către um, latura dulce sexy, cum o numesc eu. Nu este gurmand prin definiție, adică nu este acea aromă care pur și simplu îți lasă gura apă. Nu. Este un dulce. Nu mă duce nici în zona Bam Bam Cream, pentru că acolo e una resimt mult caramel, aici nu e cazul. Este oarecum dulcele din Bam Bam Cream, fără caramel, dar totodată fără a fi atât de sintetic și de dulce lipicios precum acela. Nu știu cât de bine înțelegeți. E mai degrabă un dulce pudrat. E, are ceva ce mă duce cu gândul la un dulce pudrat. Cu toate că, ba da, heliotropul ar fi. Stăteam și mă gândeam că nu citise nimic ceva gen note pudrate, dar avem heliotrop în vârf. Mandarina nu pot spune că văd fructul sau resimt fructul deschis, nu. Dar pot spune că este o atingere fructată, dar nu mă duce cu gândul în zona de citrice, e un fructat ușor dulceag. Însă, dulcele acela pudrat. Nu știu, însă, cred că mă veți vedea și cu ele. Bun, și trecem la următorul, dar nu cel din urmă și înainte de toate. Da? Pentru că oricum va trebui să deschid toate ușile, toate geamurile și să aerisesc cum trebuie aici, deoarece nu vreți să știți cum miroase. Bun, din nou luam blotărul și nu vă spuneam. Avem aici Zimaia Ghion. Vă las din nou sticluța aici, care este un parfum masculin. Note de vârf: fructe de enupăr, ananas-portocală roșie, în mijloc lavandă, șofran-mosc, iar în bază mușchi, lemn de santal și vetiver. Haideți să vedem ce avem aici și să aflăm dacă soțiorul meu. Își va adău adăuga un parfum garderobei sale parfumate sau vom adăuga un parfum pe care să-l folosim amândoi. Deci îmi place. Îmi place, da? Îmi place. Mă duce, mă duce în zona parfumane parfumane fiind vă las eu aici este pe Fragrantica este un brand turcesc însă când spun brand turcesc nu adică pe piața de la noi sunt Lorina Loris și alte porcării nu parfumane este altceva, la fel cum și Nishane este tot brand turcesc și este altceva. Da? Deci vorbim de parfumane, nu vorbim de alte, să nu spun ce. Mă duce în zona parfumane și mai degrabă la unul ulei, la un atar de la ei. L-avea unul din cumnații mei când am fost acum în, Vacanță în concediu în Turcia, de aceea spun direct parfumane O să caut și o să-l întreb eu pe el, vă las pe undeva pe aici, dar mă duce cu gândul la acel ulei Acest ghiom ar face parte, ghiom, ghium, whatever, cum spune românul Mă duce oarecum în zona parfumurilor Blue, bărbătești, dar are și o atingere verde. Presupun că fructele de ienupăr. Combinația de ananas cu portocală roșie. E fix combinația care, mai zbit în deschidere, este ceva divin, divin. Deci îmi place la nebunie. Cu toate că, ca și profilul olfactiv, acest parfum nu îl văd să fie uh, un parfum unisex. Nu! Cu siguranță este acel parfum strict masculin, însă eu l-aș purta. Da, eu mai port și parfumuri marketate strict, ca și parfumuri masculine. Am spus că. Mă duce în zona parfumurilor blue, cum se spune, din, din categoria celor masculine, însă nu mă duce cu gândul către Blue de Chanel, Versace Eros, nu. Parcă un pic din istoric Olmeda, las și pe acela, aici, din nou l-am testat la cineva pe acela, eu având Historic Doria. De aceea spun că l-aș, pentru că historic Olmeda în momentul în care l-am testat, chiar am spus că l-aș purta. Iar Zimaia fiind subdiviziunea casei Afnan, nu știu, oarecum mă duce și în acea zonă. Deci e genul de parfum care nu -l pot nu pot pune degetul, seamănă cu X sau cu Y, însă totodată ceea ce vă pot spune este faptul că miroase ca un parfum de designer masculin, da? Nu aveți șofran, nu aveți cardamom, nu aveți nu știu ce nebunii pe aici. Parcă devine ușor, ușor. Cred că vetiverul, da, vetiverie. Da, e foarte, foarte șmecher, foarte șmecher și e genul de parfum masculin care merge purtat zi de zi, oriunde, oricând, la birou, la sală, nu știu, la fotbal. Foarte, foarte, foarte frumoșal. Și din 55 de minute, ei, nu facem clip de o oră. Deci clipurile mele mi-a mai spus cineva. Dăm link să te urmăresc. Și când, i-am dat link, i-am spus, zic, vezi că are 50 de minute. Și a, nu e problemă, e podcast. De ce nu? Ok, haideți să revenim. Dar întâi, stați un pic, că oricum mi-am rupt nasul, cum spun eu. Bun. Revenim la domnișoara Susan. Ha, oh, da, da. Acel parfum feminin floral Nota aceea nostalgică despre care v-am spus eu la început, nu o mai resimt acum, resimt acel floral ușor dulceag, multe, multe flori albe, uh, tuberoza nu este, nu o văd ca fiind una bubblegum, ci una strict dulce, dacă are sens ceea ce spun, însă da, este um, foarte fain de toamnă. Foarte fain și la 35 de lei 50 de mililitri ce îți poți dori mai mult plus că vine și uh, în acest ambalaj micuț și drăguț încape în orice poșătuț și puteți reaplica în cursul zilei pentru că al rehab în general și oricum din nou la 35 de lei faptul că parfumurile al Rehab persistă undeva la 4-5 ore, oricum mie mi se pare exagerat de mult. În condițiile în care persistența de 4-5 ore, în momentul de față o putem găsi la parfumurile de designer, ce costă câteva sute de lei. Dar da, 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 are 3 de da, merge în finală. Cu cine continuăm? Hai să continuăm cu grandeur. Hmm. Grandeur a devenit, cred că am florit cum spun eu, pralina din bază. A devenit ușor, ușor mai sexy decât în deschidere, da? Ai, cât e de fain. Dar în continuare merge pe linia unisex. Și în continuare este genul de parfum ce merge purtat sărăcuțul care picioare merge de acum până în primăvară. Și da, nu are nimic Middle Eastern. Doamne, foarte, foarte, foarte fain. Nu are nimic Middle Eastern, dar totodată are o aromă scumpă, contrar prețului pe care îl are. Are acea aromă scumpă care, nu știu, nu pot pune degetul, seamănă cu X parfum, însă cu siguranță nu are nimic middle-easter. Haideți să trecem la uh, Ujud Ujud. Da, 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 da. Deci... Dacă iubiți Baby cat, sau toate parfumurile sau toate clonele sau tot ceea ce merge în zona Baby cat, nu aș spune Rosendo Mată numărul 5, deoarece Rosendo Mată, RM number no. 5, mai simplu, um, nu are acea personalitate cum o are Baby cat. E ușor mai ambrat floral, însă, Vai de viața mea și de zilele mele, că am început din nou, că doar nu spusesem în clipul acesta. Deci nu pot să cred pentru prețul pe care îl are și cantitatea în care vine, că parfumul ăsta miroase așa. Deci nu, nu, nu. Este Baby Cat fără piele. Baby Cat fără piele. Baby Cat fără nota de piele. Dar, dacă, din nou vă spun, dacă nu sunteți în zona... Uh, afumate, middle eastern și așa mai departe, nu cumpărați blind. Continuăm. Romana. Romana devine oarecum mai dulce. Unde mă duce pe mine? Că mă duce undeva la designer. O oră. Revin cu un update. Oricum trebuie să intre, să abuzez de ele o secundă, pentru că da, de ce nu? Gata. Ok. Uitasem să pun încărcătorul și mă trezeam că mi se închide camera și nu știam ce și cum. Dar acum am rezolvat. Foarte, foarte, foarte fain. Dacă sunteți în zona florale, florale dulci, floralele acelea de designer, foarte fain. Mergem repede înainte la Embery Time. Da, da, da? Îmi mențin părerea. Angels share fără coniac și măr, dar mergând pe aceeași latură scumpă, sexy, senzuală de ocazie, cu o atingere de Milk Plus Commodity. Da. Deci, oricum, astăzi gata, nasul meu e pa. repede, repede, ghiom, nu, unde? Pe tine, nu. Pe tine te-am testat, primul Solaris Angel. Ha! V-am spus că e acea aromă care mă face să râd, e acea aromă veselă, da? Din nou nimic, Middle Eastern, parfum de birou, parfum de zi cu zi și culmea, resimt în continuare atingerea aceea sărată. Dar îmi place, îmi place foarte, foarte, foarte mult. Solaris Divine, mm, dulce, fără a fi neapărat gurmand, acel dulce pudrat, acel parfum de doamnă și din nou mă duce cu gândul la Izabela și doamna Eni. Aroma aceasta pentru că știu că ele sunt cu pudratele, da, mă duce cu gândul la ele. Foarte, foarte un minut și o oră și două minute, nu un minut. Iar ghiom, acum își face de cap vetiverul, lavanda, da? De-abia acum resimt. E acel uh, fresh aromatic, da? Din nou, pretabil, purtabil, oriunde și oricând. Oră și trei minute. Este Tati, încă un podcast. Dacă ați reușit să mă suportați până la final, vă mulțumesc din suflet. Dacă nu v-ați abonat până acum, v-aș mulțumi dacă ați face-o. Cel puțin pentru mine, asta înseamnă faptul că mă susțineți. Un like la video și o abonare. La mine, abonarea e fără bani. Contul meu de Instagram... Link în, în căsuța de descriere pentru fiecare din minunățiile de aici Dar uh, insist să fac un top, dar nu pot face un top Iau decât două, cu o durere de inimă Iau decât două și anume acestea Aveți nevoie de ele da? Dacă sunteți în zona Killian Angels Share și vă deranjează coniacul și mărul Embery Time, iar dacă sunteți iubitori, pentru că este total unisex de Baby Cat ISL, fără nota de piele, Wujud de la Zimaia e bombă cu ceas. Bombă cu ceas. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu cel mai cel mai mare drag, vă mulțumesc pentru tot. Până data viitoare, zile cu soare atât cât mai avem și cu mult, mult, mult parfum. Vă pup, vă mulțumesc!